Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă prezint azi un comentariu al colegului nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Cum lupți cu sistemul? Să nu spui niciodată nu pot, totul depinde doar de tine. Prietenii își manifestă nemulțumirile în diverse moduri. Unii, profitând de o plimbare în parc sau de o cafea la terasă, comentează cu alți prieteni situația geopolitică și economică în care ne aflăm, alții trimisând prin intermediul rețelelor de socializare texte sau link-uri către bloguri sau site-uri, își exprimă nemulțumirile și totodată grijile pe care le au cu privire la ceea ce se întâmplă, la ceea ce trăim. Și o primesc numeroase astfel de, hai să spunem, mesaje motivaționale. Unul dintre ele mi-a atras atenția deoarece l-am primit de la un foarte bun prieten, unul care are o poziție socială foarte bună și care aparent ai putea spune că nu duce nicio grijă. Nu e vorba de poziție socială câștigată prin intermediul politicului, ci una câștigată prin muncă și datorită pregătirii sale profesionale de excepție. Citind cu interes, am fost impresionat, motiv pentru care vă sugerez și vouă să-l urmăriți cu atenție. Ne-ați momit și chemat la oraș, ne-a spus că trebuie să apreciem confortul, tehnologia, acum ne spuneți că trebuie să reducem confortul, că suntem prea mulți, eram 23 de milioane în 1989 și aveam loc toți, azi nu suntem nici 16 milioane, dar suntem în plus. Consumăm în plus chiar dacă avem panouri solare și pompe de căldură, becuri cu LED și frigidere A++++. Trebuie să trăim ca la țară, dar nu mai avem sobe, nu mai avem lemne, ca să fim pe placul celor care ne conduc, dar totuși trebuie să trăim la oraș. Ca să te conectezi la canalizare, îți trebuie mii sau zeci de mii de euro. De ce vă mai mirați că avem nu știu mai câte gospodării cu WC-ul în fundul curții? A spus că trebuie să renunțăm la cărbune și încet încet la petrol, că gazul e bun doar atunci când e. Peste 60% din muncă e impozitată de stat, un stat obez care nu se mai poate mișca, care doar cere mai mult și dacă nu-i dai, promite că se rostogolește peste tine. Vacile nu mai sunt bune, că se bășesc și ne ziceți că ar trebui să mâncăm insecte, că sunt foarte bune. Ați încurcat yami și yaki. Sunt bune rachetele care ne fac viața mai ușoară, ale lui Elon sau NASA. Nu sunt bune cele care cad în Ucraina, dar am înțeles că cele care sunt lansate de ucrainieni sunt bune. Trebuie să ne bucurăm de ele că omoară orci. Am înțeles că prețul carburanților trebuie să fie mare cu 60%, chiar dacă prețul petrolului brut a crescut doar cu 20%, iar dacă faceți reducere cu 5%, ar trebui să vă mulțumim. Mașinile pe motorină nu mai sunt bune pentru că consumau 4 litri la 100 de kilometri, câștigau Le Mans la pas, acum trebuie doar electrice, dar rețeaua noastră electrică națională nu mai suportă nicio casă în plus pe stradă. Iar bateriile mașinilor nu sunt reciclabile, dar ci că suntem eco. Lansați virus de prin laboratoare, iar după aceea ne spuneți că imunitatea naturală nu mai e bună, ci doar cea artificială creată în aceleași laboratoare, ni le băgați pe gât, pe gratis, din banii noștri, ne hăituiți dacă nu vă îmbrățișăm pentru mârșevia pe care o faceți și refuzăm să sărutăm mâna care ne-a lovit, care ne-a omorât semenii. Dar nu-i nimic că unii vom mai ține minte, nu vom uita niciodată. Terenurile agricole vreți să le faceți înapoi să fie mlaștini sau păduri, dar tăiați păduri ca în codru și nu mai puneți nimic în schimb. De ce nu plantați înapoi tot ceea ce tăiați? Dumnezeu care a pus curcubeul pe cer ca semn nu mai e bun, ziceți voi, și vreți să ne învățați că curcubeul înseamnă că e bine orice. Tot el ne învață că natura trebuie respectată și administrată, că oamenii trebuie ajutați și nu împovărați. Profund mesajul, din păcate n-am aflat cine l-a scris, dar trebuie să fac câteva precizări. Nu actualii ne-au momit să ne mutăm de la țară la oraș. Exodul spre oraș a început de pe vremea comunismului, de atunci când a început marea industrializare a României. Din păcate, actualii au continuat să întrețină exodul către orașe. Unele ziare online titrează: sate părăsite din Transilvania își caută locuitori. Salvarea ești tu, omul de la oraș. Satul românesc e pe cale de dispariție, părăsit de locuitori și uitat de autorități, iar singura șansă de salvare poate veni din partea unor noi locuitori proaspăt mutați de la oraș, care să-l aprecieze, să-l respecte și să-l reclădească. Sunt libere multe case frumoase, cu terenuri generoase și la prețuri bune, iar peisajele stai respirația. Ce mai aștepți? Sună frumos, dar greu realizabil. Altfel spus, hai să ne mutăm la WC-ul din curte, la dușul de la ploaie, acolo unde nu există telefonie sau internet și la ulița cu gropi. Știm că satele românești au fost ignorate de guvernanți și sunt în paragină. Ca să te muți într-un sat care te așteaptă, trebuie să renunți la tot ceea ce până acum a reprezentat un confort pentru tine și să-ți dorești să devii un sclav al pământului. Nu vă inflamați, nu o spun cu răutate,
Mă întreb câți își pot permite din resurse proprii să-și creeze un confort minimal în mediul rural. Nici băncile nu vor fi foarte generoase atunci când tu ai o proprietate departe de oraș. Și atunci cum vei reuși să produci din propria muncă atât cât să-ți creezi acest confort? Nu mai suntem 23 de milioane, deoarece multe milioane de români au fost momiți să emigreze în vest sau în alte zone ale planetei, în speranța că le va fi mai bine. Însuși Traian Băsescu se rădea tare îngrijorat de acest exod și promitea sprijin guvernamental pentru repatriere, iar noi proștii l-am crezut. E adevărat că pe vremea comuniștilor aveam toți loc în România, că era interzis avortul, că Nicolae Ceaușescu vrea o țară după modelul chinezesc cu mulți locuitori pe metru pătrat. Dar să nu uităm că atunci trăiam într-un lagăr din care nu puteai să pleci nici măcar din pură curiozitate. Câți semeni de-ai noștri au murit împușcați pe Dunăre sau pe fâșiile de graniță ale patriei doar pentru că îndrăzneau să evadeze din acel lagăr. Nu vă înfuriați, nu vreau să spun că acum este mai bine. Doar că nici atunci n-a fost bine. Într-adevăr, după 1989, ne-au hărțuit permanent, puneți-vă centrale pe gaz că e mai ieftin, schimbați-vă frigiderul că cel vechi consumă prea mult, ia-ți mașină cu consum mic ca să faceți economie, treceți la mașini electrice că sunt eco. Mergeți pe litoralul românesc, nu dați banii străinilor, nu mai folosiți pielea animală, ci cea ecologică. Închideți minele că sunt păguboase, vindeți flota că e învechită. Nu creșteți porci că sunt toxici, nu sunt bune ouăle de casă, legumele din grădină sunt periculoase și pot să o țin așa până mâine. Poate revine Vosganian și ne spune că țăranul este cel mai mare evazionist pentru că nu plătește impozii pe ouă, o aberație spusă de un dotor în economie, și cu siguranță ne vom trezi cu impozii pe casele de la țară. Ce? Nu are este un lux să-ți permiți să stai la țară cu closetul în curte, mai ales când accesul la serviciile medicale și nu numai e aproape imposibil? Nu e oare un lux să ai boul tău, vaca ta, capra ta, găina ta sau câinele tău? Păi cum să-ți permiți asemenea dezmăți române? Deși munca impozitată crânce, în statul nu are niciodată bani. Se împrumută pe bandă rulantă pe spinarea ta, a mea și mai grav a copiilor noștri. Asta pentru că ei, cei care conduc destinele țării, n-au responsabilitate față de noi, doar noi suntem responsabili pentru că ei există. Pare ciudat, dar este atât de real pentru că și nouă ne place să pupăm mâna stăpânului. Pentru că așa au fost educate zeci și zeci de generații. Am fost cândva pașalăc turcesc pentru că așa au considerat cârmuitorii de atunci că e mai bine, numai că nimeni nu vrea să înțeleagă că turcul nu ne-a cotropit în adevăratul sens al cuvântului. Ei cereau doar tributul ca mare putere a acelor vremuri, nu și-au construit moschee în țările române și n-au căpușat administrația. Ne-au lăsat pe noi să ne administrăm singuri și rău au făcut. Pentru că noi i-am vrut pe ruși și a urmat spălarea creierelor tuturor românilor. N-a contat că la început au fost țarilor și apoi președinți comuniști. Toți ne-au urât ca nație la fel de mult. Am vrut Occidentul cu toate beneficiile acestuia până în 1989, iar acum, pentru că am văzut că nu se plimbă câinii cu covrigi în coadă, vrem să ne întoarcem în iadul rusesc. Pentru că nu mai înțelegem nimic, pentru că suntem debusolați, pentru că nu mai avem logică, pentru că nu mai avem siguranța zilei de mâine, pentru că avem 1000 de motive. Și totuși nimeni nu se întreabă, bă, dar oare eu unde greșesc? Oare ce nu fac eu bine? Oare de ce sunt eu aici? Oare când mă trezesc o dată pentru totdeauna? Nu ne vom trezi niciodată, vom rămâne în continuare captivi în inutil. Știm doar să înjurăm pe cei care ne contrazic și să-i trimitem la origini pentru că nu suportăm o discuție bazată pe logică, pe argumente. Credem că noi suntem buricul pământului, că indienii sunt proști și idioți, chinezii la fel și toată planeta odată cu ei, și nu vrem să înțelegem că și pe alte meleaguri se nasc oameni cu un IQ superior nației noastre. Nu înțelegem că nu poți ocupa o poziție importantă în loja celor care conduc această planetă dacă nu muncim mai mult, dacă nu învățăm mai mult, dacă nu suntem unici și dacă vrem doar să moară capra vecinului. Nu ne-a plăcut agricultura și nici colectivul, dar atunci când am dezmembrat cooperativele agricole și ne-am revendicat drept de moștenire de la părinți, bunici și străbunici terenuri agricole le-am lăsat pe toate în paragină. Așa că despre care terenuri agricole vorbim? Ne-au plăcut doar euro și dolarii vestului și le-am vândut, iar acum plângem pentru că acea valută s-a topit ca un fulg de zăpadă în palma noastră. Și cum banul este ochiul dracului, indiferent în ce monedă ar fi el, am luat drumul vestului ca să-i dăm de urmă, în speranța că ne așteaptă și conturile ni se vor umple doar pentru că suntem români. Îi invidiem pe românii creativi, aceia care din creația minților educate reușesc să aducă plus valoare țării, să aducă euro și dolarei în patria mamă.
Ba uneori chiar îi urâm pentru că ei pot și noi nu putem. Nici vorbă să-i prețuim. Nu ne prețuim profesorii, aceia care ne-au învățat cândva carte. Nu ne prețuim valorile țării, oamenii de cultură, nu prețuim decât banul nemuncit. De ce? Pentru că putem. Așa ne-au învățat onor pesediștii care conduceau cu puțin timp în urmă cu o majoritate parlamentară covârșitoare România. Vă mai amintiți ce spuneau ortacii lui Dragnea pe toate posturile de televiziune când erau luați la întrebări legat de abuzurile pe care le făceau? Vă spun eu, facem pentru că putem. Apoi am căzut în capcana opoziției care își fundamenta doctrina pe nemulțumirea populară și uite ce a rezultat. Cei de azi fac ce fac pentru că pot. Ați crezut cel puțin o clipă că vor fi altfel, că se sacrifică pentru interesul vostru? Ați fost naivi. Credeți că alții din spectrul politic actual vor fi altfel? Vă înșelați. Toți speculează în naivitatea noastră și arc peste timp, voi veți fi aici și veți jeli în continuare și veți fi nedumeriți pentru că nu înțelegeți ce se întâmplă. Cine-i de vină oare? Mă uit îngrozit și văd cu ochii mei cât de grijuliți și darni sunt semenii noștri cu cerșetorii. Le dăm pentru că așa este bine, pentru ca să ne vadă Dumnezeu că suntem milostivi și atunci El ne va oferi prin mărinimia sa o căruță de bani pentru ca să fie bine și să nu fie rău, fără să facem ceva pentru ei. Numai că aici n-a fost interpretată corect Sfânta Scriptură. Nu scrie niciunde că trebuie să dai banii tăi cercetătorilor, trebuie să-i ajuți ca prin muncă să trăiască mai bine. Avem exemple în acest sens. Alexandru a rămas fără picioare în urmă cu 10 ani din cauza bolii Burger, o formă artritei care produce tromboza vaselor de sânge periferice. Alexandru, chiar dacă nu este nici într-o formă fizică și nici financiară prea bună, nici prin gând nu-i trece să se dea bătut. El vrea să fie un exemplu pentru ceilalți. Și nepoților mei le spun, uitați-vă la mine, învățați de la mine câte ceva. Deci dacă unchiul nu are picioare și poate, voi niciodată în viața voastră să nu ziceți nu pot, indiferent ce sumă este. Să te gândești la unchiul, bă, dacă ăla fără picioare putea, noi cum să zicem că nu putem? Și atunci mă întreb, oare acest exemplu vă spune ceva? Puteți voi oare să înțelegeți că Dumnezeu îți dă, dar în sac nu-ți bagă? Atunci când veți înțelege că puteți să faceți foarte mult dacă vreți lucrurile să vor schimba în bine, însă acest bine nu e suficient dacă este unul individual. Trebuie să fie un bine colectiv. Un bine pentru tine, dar și pentru semenii tăi. Nu e suficient să se ajuți aproapele cu bani nemunciți. Trebuie să-l ajuți să găsească calea cea dreaptă prin exemplul pe care tu îl dai celor din jur. Dați deoparte ciurucurile și încercați să vă înconjurați de oameni de la care aveți de învățat și atunci cu siguranță veți descoperi adevărul vieții și din întuneric. Și pentru că vorbeam de creativitate, iată un exemplu. O firmă franco-spaniolă tocmai ce a produs combustibilul ieftin al viitorului, o invenție care funcționează perfect de peste cap planurile globaliste ale Green Deal-ului. În plină criză energetică, o companie franco-spaniolă a produs mii de barili de petrol artificial și gaze într-o instalație extrem de eficientă. Facem 48 de ore, ceea ce natura a făcut în milioane de ani. Spun inventatorii, titrează ziua News. Cei care au cumpărat mașini electrice ar trebui să le vândă imediat înainte ca acestea să devină nevandabile. Se arată într-un reportaj al televiziunii TF1, care înseamnă păstrați-vă mașinile pe motorină, cazanele cu petrol și centralele pe gaze, vă vor fi din nou utile. E vorba despre niște microalge care într-un timp foarte scurt se multiplică și se descompun, producând petrol artificial și gaze cu combustie perfect compatibile cu gazele naturale. Din petrolul sintetic se poate obține apoi benzină și motorină prin mijloacele tradiționale de rafinare. Practic, celebrii prinți ai petrolului vor intra în faliment. Algele se pot multiplica la nesfârșit în tancuri speciale. Dacă se vor face mii de astfel de fabrici de combustibil, practic nu va exista penurie sau criză, benzina și motorina devenind foarte ieftine și inepuizabile. Miza financiară este imensă, iar marile companii petroliere nu se vor opri aici pentru că acest nou petrol îi îngrijorează. Să nu credem în bunăvoința politicienilor noștri, nu îi interesează. Ați auzit până acum de această invenție care este cu adevărat revoluționară și ar fi combustibilul viitorului? Nu, bineînțeles că nu. Sunt multe blocaje, comentează realizatorii. Ce trebuie să înțelegeți din această știre? Cei care au puterea fac jocurile, nu? Dacă vreți să fiți puternici, căutați în interiorul vostru adânc și gândiți-vă că doar uniți veți reuși să fiți puternici. Când veți primi învățătura dreaptă a lui Dumnezeu, în interiorul sufletului vostru, abia atunci veți putea spune, fac pentru că pot.
Nu mai clevetiți, nu mai jeliți, nu cerșiți, pentru că nu vă va da nimeni nimic degeaba, aluzie la politic. Ei vor doar munca voastră gratis. Încercați să descoperiți puterea care stă ascunsă acolo undeva în interiorul vostru, putere cu care Dumnezeu v-a înzestrat, dar pe care voi nu reușiți să o descoperiți. Am scris într-o zi un poem care are următorul titlu, Șahul. Poemul este o radiografie a ceea ce se cheamă politicul și se încheie astfel. Oameni buni, învățați șah. Dacă nu veți face acest lucru, nu vă mai mirați că veți fi amenințați de pandemii, războaie sau crize economice. Nu înțelegeți că ei ne consideră doar simpli pioni pe tabla de șah a planetei. Comentariul se oprește aici. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!